Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre moneta Zenic. La ei site-ul s-a reînnoit. Acum el arată altfel față de ce cum era în video care eu le-am făcut despre acest proiect. Vedeți, înainte era așa ceva în cabinet. Acum el este cu tot altfel. Deci ca să nu pierd firul. Deci, acum uitați așa ce vă arată, deci trebuie de reînnoit informația despre noi. Deci, plusul care este că au făcut monetele să fie care noi le dobândim în față și paralel prețul lor care este acum pe bursă. Deci, cum se vede, eu am dobândit deja 87.000 de monete de 24.000 de euro undeva. Deci, practic, într-o lună. Cine vrea așa rezultate, deci mă contactați și atenție, unele persoane pe urmă vin cu pretenzii că s-a înregistrat la mine cu sume mari, chiar unele persoane, dar când verific, se primește că nici o urmă de așa persoană, de pildă prin persoane înregistrate în echipa mea, de pildă eu pot să mă uit aici și ușor pot să verific toate persoanele care sunt înregistrate după linkul meu. De ce? Uitați-vă atent în dashboard cine este la voi ca sponsor. Posibil că ați făcut înregistrare după linkul altă persoane, ați uitat, ori știu ce se mai întâmplă, pe urmă persoana care ați făcut înregistrare nu vă ajută, nu vă explică ce și cum se câștigă în acest proiect și pe urmă veniți la mine unele persoane și cu pretenzii de ce nu vă ajută. Deci eu cu mare plăcere ajut persoanele care sunt în echipa mea, pentru că asta este un lucru simplu după mine, clar pentru orice persoană, că el lucrează cu persoane invitate de el, în primul rând, dacă este liber, doar atunci poate să mai fie de folos și pentru alte persoane. Deci, de ce atent alegeți persoana cu care vreți să lucrați, să vă îndrumați de, de la el ce poate, ce nu poate. Deci, în două cuvinte, ce s-a schimbat? Uitați-vă la shop, acum sunt pachetele. Unii o să vadă și o să creadă că nu sunt toate pachetele. Pachetele sunt, doar că apăsați pe cifra. Deci, dacă doriți două hub-uri, 4, 8, pur și simplu, de pildă vreau 8 hub-uri. Aleg cifra 8 și mă apare cifra sau suma cât trebuie de investit. Pe urmă apăsăm pe buy și alegem metoda de plată. Deci, inițial, ca să puteți face buy, trebuie de făcut depozit. Pentru asta, noi intrăm la wallet, direcția depozit, și alegeți o variantă care este posibil, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Eu am făcut cu Litecoin pe 17 mai. După ce când banii o să apară, în cont să pară cât că aici înainte era altfel. Deci eu am acum 31 de euro. În video precedent era informația aici el, cât am trimis în cont. După aceea noi intram în altă parte unde era Zenic Hub, pur și simplu acum la shop. Deci shop. Deci, plusul care mai este că acum s-a făcut posibilitatea de retragere a monetelor. Deci, deja noi putem retrage monetele, dacă dorim, minate, apăsând pe withdraw Zenic. Aici alegem hub-ul, de pildă. Deci am 141 de monete care pot să le retragă. Aceste monete care le am, ele sunt luate
în unele condiții speciale, cine vrea detalii, mă contactează și vă informez cum puteți să faceți și voi să aveți așa condiții. Mai departe, alegeți Zenic Tonic Token, de pildă. Deci aici se poate de retras doar cine are în MetaMask unit moneta dată, pentru că este doar o bursă, până când Uniswap, unde aceste monede se vând, cum este 34 de cenți o monetă, ea lucrează doar cu Ethereum. În timp apropiat va fi posibil de retras și alte direcții, deci va fi BNB blockchain-ul de la Binance. Deci acum, dacă o să dați pe Binance, o să pierdeți monetele acestea, deci se face doar pe MetaMask retragere. Pe urmă, alegeți cantitatea. Aici indicați portofelul Ethereum din MetaMask și parola. Și apăsați pe withdraw. Da, și uitați-vă care este comisia. Vedeți, ea se ia 1%. Și pentru Uniswap e destul de scump pe Ethereum, deci vedeți undeva vreo 18 euro cum e de retras 66 de monete. Deci eu nu voi retrage, din ce? Pentru că cine n-a înțeles ce este acest proiect, aceste monete vor aduce dividende. Și alt moment, că în primul an de minare se vor dobândi undeva 50% din toate monetele care vor fi dobândite în acest proiect. Deci toate monetele care acum se dobândesc, de dorit, de păstrat. Deci în lună, practic azi la noi 15 iunie, eu pe 17 mai, în 28 de zile am făcut 87.000. Deci undeva în jur de 90-100.000 de monete pe lună acum se primesc. Deci la luna viitoare poate fi mai puține și tot mai puțin și mai puțin vor fi dobândite în fiecare lună cu timpul. Deci dacă doriți, nu pierdeți timpul, cât mai repede intrați, cât mai bine. Dacă sunt careva întrebări, deci mă contactați pentru a verifica dacă corect ați făcut înregistrarea după linkul meu, de pildă. La voi trebuie să fie scris aici loginul meu, așa ceva, Moneysme. Cine s-a înregistrat după linkul meu, la voi așa ceva trebuie să fie scris. Întâi verificați dacă este așa ceva scris, după ce adresați-vă la mine dacă ceva nu s-a primit și doar în așa caz vă pot să vă ajut fără careva pretenzii. Restul persoane deja când sunt mai liber, deci multe proiecte sunt în care eu lucrez și, cum înțelegeți, timpul costă bani. Deci cu mare plăcere ajut, în primul rând, persoanele care sunt în echipa mea. Alte detalii în alte video. Deci, cum am spus, retragerea este deja, se poate de vândut, dar nu vă recomanda acest lucru. Mai bine de adunat aceste monete. De ce? Pentru că, în primul rând, va fi o bursă decentralizată de tip nou, care 100% din venit care va face această bursă, ea va repartiza între toți posesorii de aceste monete. Deci asta e unica bursă care va face acest lucru. Pentru a înțelege ce venit poate fi pe o astfel de bursă, uitați-vă la Uniswap. Deci ea zilnic are rulaje de miliarde de dolari, cu toate că are doar Ethereum ca bază. Și deci ea, vedeți, pentru tranzacție acolo ia 16 euro. Deci închipuiți-vă câte sume
din miliardul celor care îl fac el pe zi, sunt doar comisii. După mine sunt milioane de dolari și deci milioane de dolari, închipuiți-vă că total vor fi maxim cât pot fi 600 de milioane de monede dobândite. 600 de milioane. Acum, de pildă, dacă pe zi se fac 100 de milioane de pildă venit. Ну, спомним 10 миллионов. Împărțим la 600 миллионов de monede. Deci, un cent jumate pe monedă de pildă. Și cum mulțim de pildă la 87.000 care am eu de pildă? De pildă dacă acum aș fi bursa aceasta în lucru și ar avea așa venit. Deci mulțim la 87.000 28 de monete. Deci ar ieși în jur de 1450 de euro deja la nivelul acesta. Deci închipuiți-vă când voi avea aici câteva milioane de monete. Cât venit ar putea fi pe zi dacă vor fi așa rulaje. Numai gândiți-vă deci la acest lucru, deci ce potențial are moneta dată și ce venit poate fi. De ce aceste monete vor fi rupte cu mâinile și picioarele, cum s-ar spune, de la aceia persoane care le vor avea, de ce ele muia încă sunt ieftine, dar ideea nu e că să le cumpărăm de pe acum, dar ideea e că cel mai convenabil de dobândit, adică ele practic iese cel mai mic preț când se dobândesc. Deci un hub cumpărat de la shop 1500 de euro sau dacă vreți cu planșet să aveți planșetul încă 500 de euro, deci iese în jur de 2000 de euro. Și undeva vreo 70.000 de monete veți avea, deci eu acum deja am mai mult de cât poate face un hub, pentru că la mine lucrează 50 de hub-uri în pachetul meu care l-am. Deci eu am 50 de hub-uri și ele mi aduc deja așa sumă, deci cum am spus, la un milion de monete ce cifră ar putea fi de 10 ori mai mult cât am spus eu 1500, calculele care le-am făcut eu, dacă vor fi 10 milioane pe zi venit la companie, dar dacă va fi un milion de monete va fi în jur de 15.000 de dolari. Deci asta e ideea, că acum vă par niște cifre nereale, dar situația poate să schimbe și dacă va fi și 100 de dolari pe zi, tot va fi bine. Asta va fi zilnic. Asta e ideea, că deci inițial vor fi sume mai mici, dar potențialul, deci ei să ajungă cu timpul, au toate șansele să întreacă Uniswap și Pancake, pentru că această bursă va fi universală pentru toate blockchain-urile, unde se va putea de făcut schimb. Bursa aceasta se va deschide în 22, practic peste jumătate de an, dar timpul trece, peste jumătate de an deja pe lună se va putea dobândi mai puține monete. De ce să aștepte când va apărea bursa? Pe când cine primul începe, ca regulă, și cel mai mult și câștigă. Tot timpul este risc, dar riscul acesta poate să fie foarte, foarte interesant în viitor plătit. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.